Bună ziua, prieten, mărturisesc că devin din, cu zi ce trece, fan Maria Grapini. Mi-a plăcut foarte tare. Ați văzut-o pe Maria Grapini, ultima ieșire. Maria Grapini, hai să ne înțelegem de la bun început. Maria Grapini nu este o doamnă care stă la bucătărie sau vreo croitoreasă sau, nu știu, un manager la o firmă privată, nu. Maria Grapini este ministrul dezvoltării și ministrul turismului și pentru IMM-uri, ministrul delegat. Doamna Grapini a fost invitată la un post de televiziune care se numește Speranța TV, care e post religios, din câte știu eu. Cred că Speranța TV are vreo legătură. Ceva cu... Nu cred că e dintre ăsta ortodox. Cred că e dintre ăla... Nu. Cele, tu știi ceva de Speranța TV? Ce orientare religioasă are? Oricum, nu cred să fie, că ăștia oficiali Trinitas, care sunt cu Biserica Ortodoxă. În fine, s-a dus la Speranța TV, acolo unde de obicei se vorbește despre faptele lui Iisus, despre toate lucrurile astea, și doamna Grapini, ministrul IMM-urilor, de care trebuie să vă simțiți mândri de ea, s-a dus acolo ca să explice cum e treaba cu strategia pentru turism, cum e cu IMM-urile, la Speranța TV, repet. E ca și cum s-ar fi dus, că, uite, eu am găsit o listă acum, unde ar putea să mai meargă Maria Grapini, dar poate să ia cu ea și pe Ponta, și pe Șova, și pe mai mulți dintre ăștia. De exemplu, cum ar fi să explice Dan Șova despre dezăpeziri și CAN de RNE, cum se numește asta, din subordinea lui, care s-a ocupat cu dezăpezirea drumurilor naționale, să ne explice toate lucrurile astea la Cartoon Network. S-ar potrivi. Printre Tom și Jerry, Dexter și mai știu eu care e serial de desene animate, să apară și ăsta Dan Șova. Ar putea merge, de exemplu, Victor Ponta la Boomerang, tot cu desene animate. Nu mai sunt în actualitate cu ce se întâmplă pe piața asta cu desenele animate. Eu sunt cu alea vechi, cu Disney, de la Disney, așa că dintre astea noi habar n-am cum se numesc. Ar mai fi Disney Channel, unde ar putea să meargă Maria Grapini. Acolo nu deranjează nimeni, nu întreabă nimeni. Deci că asta s-a lăudat pe Facebook, că s-a dus la Speranța TV, pentru că e un post foarte echilibrat și n-a deranjat-o nimeni. Cert este că am auzit că Iisus a făcut team building cu apostolii. Da, asta a spus, cum se numește, moderatorul, că a avut și moderator. Iar Maria Grapini s-a plâns de faptul că atunci când activa în privat, avea un salar de 300 de milioane de lei vechi și acum are numai 5.000 de lei noi. Salar, da? Că și cu limba română doamna Grapini nu prea le are. Și ar mai putea, ar mai exista și Disney Junior, adică sunt foarte multe posturi dintre astea unde nu te oprește nimeni. Nici măcar publicitate nu se bagă acolo și stai acolo frumos, explici ce ai de explicat, e multă lume, te vede, pentru că oricum strategiile de turism ale Mariei Grapini sunt demne, desene animate. Adică acolo ar fi postul perfect la care s-ar putea duce doamna Grapini. Și apropo de desene animate, îmi plac traseiștii politici, devin fan și la traseiști politici, alți băieți dintre ăștia faini. Îmi plac explicațiile lor atunci când pleacă dintr-o parte într-alta. Evident, schimbă viziunea, viziunea politică, vor să o schimbe, viziunea politică, vor să facă un alt fel de politică, să schimbe mentalitățile și să implementeze nou, n-avea cum să stea la partidul ăla, asta e, așa i-au cerut alegătorii, pentru alegători a făcut lucrul ăsta, evident, a plecat în altă parte. Ultimul dintre traseiști se numește Marcel Bujor și a plecat la UNPR de la PPDD. Bun, PPDD e un partid care, hai să-i spunem că e partid, da? Adică e înregistrat, e partid. Pe care se sparge, pe care disoluție, așa nu o să mai existe foarte multă vreme, dar s-a dus la UNPR, vă dați seama, alt partid de viitor. Și a zis, și ce a declarat Marcel Bujor când a plecat? Că n-am apucat să vă... Era mai de mult. Acum săptămâna trecută a plecat omulețul ăsta dintr-o parte într-alta. A zis că a ales UNPR-ul pentru că este un partid tânăr, progresist, de centru-stânga. Tânăr într-adevăr este, pentru că noi e format de tot niște traseiști politici de vreo câțiva ani, puțini ani. Progresist, dacă stai să te gândești că generalul cu foarte multe stele, Gabriel Oprea, e șeful partidului, vă dați seama cam ce fel de progres e acolo. De centru-stânga doar e fix la bască, pe ăștia, dacă e centru-stânga, centru-dreapta, că au fost aliați și cu PD-ul, au făcut alianța pentru Bacău, pentru Neamț, pentru toate astea, așa cu imediat au trecut în barca PSD-ului, că orice, dreapta, orice, cu aia, poate fi la putere.
Așa, și a mai spus ceva Marcel Bujor, că mi-a plăcut în schimb faptul că a ținut conferința de presă la Onești. Deci a ținut conferința de presă la Onești, s-a mângâiat, s-a pupat acolo cu primarul de la Onești, care, apropo, doar și primar steți incompatibil și în conflict de interese, marș acasă, cum s-ar spune. Domnul Bujor a făcut la Onești, deși colegiul din care l-a ales pe Marcel Bujor să fie senator la București, la Casa Poporului, nu face parte și Oneștiul din colegiul ăsta. De ce? Și a mai zis, a zis că vrea să ajute totuși Oneștiul. Și ăsta, Laurențiu Neghină, primarul de acolo, a zis că și-a exprimat încrederea într-o bună colaborare cu senatorul Marcel Bujor, în interesul comunității oneștene. Domn Bujor, domnul Neghină, Oneștiul nu-i face parte din colegiul cealaltă. Deci n-aveți acolo în colegiu e Nistor, senator. Deci la Onești e Nistor, da, nu Bujor. Ca să ne înțelegem. Eu așa știu că ăsta e. Bujor n-are treabă cu Oneștiul. Da? Nu mai contează. Important e că a trecut omul la un partid progresist, tânăr și de centru stânga și se potrivește extrem de bine. Mi-a mai plăcut o treabă foarte faină. Ai ști, de tine? De tine întotdeauna îmi place. Vorbeam cu Georgiana. O să schimbăm formatul emisiunii. Stai aici, lângă mine, la emisiune. Ai nevoie de asistentă. De asistentă, da. Așa. Da, stai un pic. Deci, Georgiana se îmbracă la știri, se îmbracă elegant, pentru că, na, vorba aia, trebuie să... Că nu poți să prezinti știri cu morți îmbrăcat în costum de baie. Dar eu am văzut-o și în costum de baie. A? Te-am văzut? Da. Te-am văzut? Mai dezbrăcată oricum. Nu chiar în costum de baie, nu. La întrunirea moto. A fost acolo, la întrunirea moto. Nu era chiar în costum. Și o să fie în fiecare an. Dar nu chiar în costum de baie, dar oricum. Aveai pantaloni scurți? Avea. Tăiați frumos, pantaloni scurți, am făcut tricou, fain, frumos, așa, strâns, aci. Ei, nu poți să prezinti știrile așa, că dacă e cu morți, cu dentraia, e cam nasol. Dar nu la asta voiam, Georgiana, fii atent. Cele mai populare nume primite de copiii românilor în 2013. Aia știai care sunt ăștia? Ia, fii atent. Cei mai mulți sunt Andrei și Marii. Andrei, tată, ai o grămadă. Sunt 12.736 de copii. Scrie treaba asta realitatea romania.tv.net. Maria, 21.817. Elena e pe locul 2 cu 5.635 și David pe locul 2, 7.724. Uite, bă, au pus nume și Ionuț. Eu detest numele Ionuț. 4.689 de... Și gata, te cheamă pe tine. Da. Da, da, nu mi-a plăcut niciodată numele Ionuț. E un nume demilog. Sincer, da, eu nume de miloc. Nu, și plus când atunci când îmbătrânești, dracu să spună ăștia. Că dacă, dar nu mă cheamă Ion, mă cheamă Ionuț. Deci eu am nume în buletin, am diminutiv în buletin, da? Nu mă cheamă Ion. Deci ca și mai spune Vasile. Mă cheamă Ionuț, da? Cum să spui Moș Ionuț? Sună fix aiurea. Plus că n-are Moș John, da, asta sună foarte bine. N-are rezonanță din asta războinică, știi? Când zici Mihai, da, uite, și tonalitatea, deci Mihai, sau zici David, știi? Are rezonanță, până și Andrei poți să spui așa. Mă, dar când zici Ionuț, nu e nasol, da? E nasol, da. E noroc, compensăm cu altceva. Deci cu asta, cu Ionuț mic, așa, nu știu ce, compensăm cu altceva. Cu inteligență, la aia mă refer. Așa, mai aici, uite și Daniel, sunt 2724 de copii s-au născut Daniel în 2013 sau i-au botezat Georgiana. Părinții. Georgiana nu. E Gabriela, Ana, Ștefania în ordine inversă. Gabriela, Ana, Ștefania, Daria, Antonia, Alexandra, Andreea, Ioana, Elena, Maria. Dar uite că îmi place. Te cheamă și Andreea, corect. Mă gândesc că totuși n-am mai pus nume dintre astea, că au fost o perioadă în care românii puneau Rebecca dintre astea. Mercedes, nu, Mercedes pun romii. Romii pun nume de meserii, de mărci, de mașini, dintre astea. De fotbalist străin, de doctor, de astea. Iar la bărbați e așa, în ordine din inversă. Darius, uite, Darius, îmi place, am și un prieten foarte bun, se numește Darius. Darius, Daniel, Cristian, Mihai, Ionuț, Ștefan, Gabriel, Alexandru, David, Andrei. Bun. Și au mai făcut ăștia... 10 nume de fete predestinate succesului. Ia să vedem. Ia, stai așa că e tare asta. Creierul uman, niște cercetători britanici, sigur, care n-aveau ce face, se plictiseau îngrozitor,
au descoperit faptul că creierul uman funcționează pe principiul asocierii. Asociază cuvinte cu imagini, nume cu persoane. Pe baza acestor asocieri, creierul ne transmite percepții și interpretarea obiectelor și persoanelor din jurul nostru. Așa se întâmplă și în cazul numelor. Iată care sunt cele 10 nume românești de fete predestinate succesului. Ia, fiți atenți. Ia. Alexandra. Locul întâi. Trebuie să aibă succes. Câte? Câte Alexandre de succes? Alexandra Stan. Nu e aia care a bătut-o? Ba da. Deci a avut succes până a bătut-o impresarul, dar cred că a avut succes mai mare după ce a bătut-o impresarul decât înainte. Mai este vă Alexandra dintre asta așa? Păi, politică nu știu cum zice o femeie. Alexandra Stoicescu. Alexandra, aia e cu SS. Aia nu e Alexandra. Și efectiv Alexandra Stoicescu, da? Efectiv Alexandra Stoicescu. Cine mai e? Era la gimnastică o Alexandra, nu era? Locul 2, Ana. A, așa. Și uite ce înseamnă în greacă Alexandru. Uite ce emisiune faină. Alexo, vine din Alexo și înseamnă a proteja, a apăra. Și Andros, bărbat. Deci, numele Alexandra. Uite mă că îmi dau și ăștia nume aici, ce bous, vă întrebam pe voi. Alexandra, așa, Alexandra Irina Măruță, adică Andra. Succes? Succes, tate. Succes, tate. Alexandra Stan, Alexandra Ungureanu, Alexandra Marinescu, vezi, gimnastă, Alexandra Dulgheru, jucătoare de tenis. Foarte tare. Locul 2, Ana. Vine din ebraică, de la Hana, Hanan, sau Hanan. A avea mila binevoie. Bă, eu am cunoscut o Ană în viața asta. Apă, numai fată miloasă nu era aceea, mă. Sper să nu se te la emisiune, că mă prinde pe stradă și îmi dă vreo palmă după cap. Românce de succes cu numele Ana. Ana Blandiana, Ana Aslan, Ana Maria Brânză, uite, la scrimă. Locul 3, Andreea. Deci ești de succes, Andreea? Andreea vine din greacă, care înseamnă bărbat curaj. Deci ești, Andreea, ești fii bărbată curajoasă. Am plecat toată Andreea și a zis că nu o cheamă Andreea. Că e georgiana. Nu-i nimic. Acum, dacă a văzut că așa, românce de succes cu numele Andreea. Andreea Esca, Andreea Raicu, Andreea Marin, Andreea Răducan. Berecleanu. Uite, ai găsit tu pe Andreea, Andreea Berecleanu, Andreea Bălan, da. Da, bă, uite, Andreea Bălan. Andreea Bălan nu știu cât succes are, bă, dar are un corp, Andreea Bălan. Voce n-are deloc, e spartă, tătă, spartă. Talent doar la dans, că la muzică, praf. Bă, dar are un corp divă, mă. Aia n-are silicoane, cred că are și ea, nu? Când avea, când avea atunci voș, când s-au lăsat? 16 ani avea. Câți ani avea Andreea Bălan? 14 ani, 15 ani. În fine, la un moment dat mai crescuseră și lor puful. A? E bine că zic asta pe post, nu? Le crescuseră și lor puful și la un moment dat, dintr-o dată s-a dezvoltat așa. Că acum are un corp de viespe, băi, bună tare la corp, și niște înaintări foarte expresive. Locul 4, Carmen, din ebraică de la grădină. Românce de succes, Carmen Tănase, Carmen Stănescu, Carmen Hanganu. Da, Carmen Hara, Carmen Brumă. Bine, după ce se va mărita sau s-a măritat cu Mircea Badea, clar că o să rămână fără succes. După aia, Cristina, locul 5, care e urmașul lui Hristos, asta știam și eu. Românce de succes, Cristina Neagu, Cristina Vărzaru, Cristina Rus, Cristina Deleanu, Cristina Țopescu. Elena, pe 6, care e rază de soare. Românce de succes, Elena Farago, Elena Cârstea, Elena Gheorghe, Elena Udrea. Elena Udrea. Din toate Elena Udrea, dar și Elena Gheorghe. Elena Gheorghe e cântăreață. Foarte faină cântăreață, foarte faină, repet și asta, tot la corp. Iulia pe locul 7, care e descendentul zeului Jupiter. Iulia Hașdeu, Iulia Vântur, Iulia Albu, Iuliana Marciuc. Bă, Iulia Hașdeu știu, Iuliana Marciuc știu, dar Iulia Vântur, Iulia Albu, habar n-am cine sunt și cu ce se ocupă. Dar bănuiesc că îți de astea de apar în, prin libertate. Ce are? Iulia Albu de la ProTV. Da? Vântur. Și Vântur ce face? Găina. Ce face cu găina? Nevasta nu Albu. Pantof, papuci. Deci, stați un pic ca să ne lămurim. Iulia Albu este nevasta uneia care face papuci. Aha. Și ce a făcut cu găina? S-a plimbat cu găina. Deci e o domnișoară care e de succes, clar că s-a plimbat cu găina. Bun. Perfect. Dar eu de obicei cu găinile mănânc. Pe loc 8 Maria. Din ebraică, Miriam, copil dorit. Maria Tănase, Maria Lătărețu, Maria Ciobanu, Maria Dinulescu, Maria Mihăiescu. În fine, și pot fi o grămadă de Marii, că sunt o grămadă.
Maria Grapini. Maria Grapini, frate. Nu am zis despre ea la început. Ministru. Mihaela din ebraică, cine se aseamănă cu Jehova, se numește. Se traduce Mihaela Runceanu, Mihaela Melinte, Mihaela Rudulescu. Bine, Mihaela Runceanu, sărmana, a avut succes la un moment dat, dar a și sfârșit cam nasol. Și locul 10, Nadia, din rusă, nădejde, speranță, românce de succes cu Nadia, Nadia Comăneci, evident. Și cam atât, restul, aștia sunt primii 10, următoarele nu o să aibă succes în viață, clar. Dar acum, sunt curios să văd dacă au băgat și cu nume de băieți. Dar n-au cu nume de băieți, ci au harta celor mai comune nume de familii din Europa. Asta nu ne interesează foarte tare. Cu băieții nu, deci e clar, dacă femeia are succes și bărbatul se târâie după ea, cum ar veni. Da, deci cu bărbații nu, n-am nume de într-astea. Așa, și acum să trecem și la lucruri mai serioase. Ați văzut care, nu că astea n-ar fi serioase. Deci dacă vreți să copiii dumneavoastră să aibă succes, vă ghidați după România TV, găsiți lista acolo cu numele de succes, îi puneți numele de succes, așteptați să vă pice. Noroc, succes. În viață. Decizie finală, spune ziarul de Bacă, OMV Petrom achitată, nicio despăgubire pentru victimele exploziei de la Zemeș. Așa e că am reformat justiția din România? Bă, dacă Curtea de Apel Bacău n-a găsit nicio culpă la OMV Petrom pentru explozia produsă la Zemeș în 2010, despre care s-a vorbit și aici în emisiune, a vorbit MMG-ul foarte, s-au făcut foarte multe emisiuni. Au venit oamenii din zonă, aici, în studio. Ia ca ce-au găsit deștepții ăștia de la Curtea de Apel, judecătorii, bă, n-are nicio vină. Deci, practic, cum s-ar spune, mă, o explodat. Dar nu-i vina OMV-ului. Deci, dacă o explodat, e vina naturii, eventual, putem să dăm vina și pe Dumnezeu la treaba asta, providența, frate. Bă, n-ați avut noroc. Ce să, v-ați făcut case acolo lângă Petru? E, n-ați avut noroc, tată. Asta e. În România nu, dacă se întâmplă o explozie, nu răspunde nimeni. Deci, care? E ca și cazul accidentului aviatic. Cine răspunde? Pârci. Nimeni mai. De ce să răspundă cineva? Na, acum vor să găsească STS-ul ca să-l treacă la guvern, să treacă mai multe instituții, să treacă și NATO și UE, să treacă toate în guvern, în subordinea guvernului ăstuia. Mi-a plăcut declarația lui Mihai Cliveti, care e avocatul celor despăgubiți, ca și cum ai spune că explozia nu s-a produs, oamenii nu au fost păgubiți, nu au suferit, ci s-au autovătămat. Corect. Bravo, mă. Bă, justiție, justiție adevărată, că, na, în 2012, se mai spune, parchetul de pe lângă judecătoria Moinești a trimis în judecată SCOMV Petrom S.A. pentru infracțiuni foarte grave. Dar chiar, mă, pentru ăștia, că totuși, au intrat niște oameni în spital, foarte nasol. Vătămare corporală din culpă, distrugere din culpă, omisiunea de a raporta imediat despre orice accident major care ar pune în pericol viața și sănătatea oamenilor. Explozia puternică din noaptea de 8 decembrie 2010 din satul Zemeș s-a produs ca urmare a acumulării unei pungi de gaze. În rechizitoriu se menționa că acumularea a fost cauzată de alunecările de teren din 92 produse de cauze naturale, dar și ca urmare a lucrărilor tehnice efectuate de exploatarea petrolului, a petrolului efectuat exploatările respective de compania OMV Petrom. Ce mai contează? Deci calamitățile naturale sunt de vină, cam asta e treaba, așa a spus Curtea de Apel, apoi așa rămâne. Să ne simtem bine, să ne simtem mândri de faptul că stăm în țara asta și de faptul că avem o justiție care funcționează pentru că la dracu a fost reformată. A fost reformat. Da, s-a apucat Băsescu de reformat, Iaca a rezolvat cazul. Și tot cu justiția, l-am văzut astăzi pe băiatul lui Năstase că și-a lăsat barbă. Ca și Adrian Năstase am înțeles că și-a lăsat barbă. De ce s-a lăsat ăștia doi barbă? Ca, pentru că, ci că ar fi un fel de protest împotriva acelea justiții. Că l-au băgat la pârnaie că el e nevinovat, sărmanul. El n-a furat, n-a fost corupt. A fost un premier care a intrat în fruntea guvernului cu o sumă de un cont acolo cu sumă de bani de vreo 10.000 de dolari, 20.000 de dolari, o mașină acolo modestă, o Dacia Nova, cum era pe atunci. Și a ieșit din guvern exact la fel cum a intrat, tot cu bani mai mult. Și a mai făcut omul și un împrumut acolo ca să aibă cu ce să plătească femeia de serviciu de la guvern pentru că erau salariile mici. Da? Și acum omul protestează împotriva abuzurilor, a procurorilor, evident, a judecătorilor și așa mai departe și a lăsat barbă. Mi-aduc aminte că era un cântăresc de muzică hip-hop combinată, tu le-ai cu de-astea, avea un plasture, cânta mereu cu un plasture pe față. Nelly sau Kelly?
Era... Nic. Nu, mă. Nu, mă, era... Cine Nic, mă? Era unul din... din sta... Nu Nic de la NND, mă. Nu, mă, nu, nu român, mă. Din aș... Peste... Nelly, mă. Era un negru, Nelly, care cânta la un moment dat, avea o piesă cu Kelly, că era funny. Nelly cântă cu Kelly. Nelly... Dar și el avea un plasture, mereu ținea plasturile alea pe față și a fost întrebat de reporter, bă, prietene, ai o grămadă de bani, dacă ai vreo cicatrice, ceva, nu poți să-ți faci un rahat de operație estetică, că poate să-și facă toată lumea operație estetică. Rahat turcesc. Nu, și a zis că are plasturile ce l-a pus pe obraz pentru că protestează de faptul că frasul împârnaie, frasul făcând trafic de drog sau ceva. Nu, nu era omul hotărât, serios, nu, cu vrăjeala dintre asta. Oricum, dacă era în România pe nou cod penal, avea toate șansele să iasă mai repede, fără nicio problemă. Îl internau la o clinică de psihologie, ceva. O clinică psihiatrică. Bă, dacă ai făcut trafic de droguri, conform noului cod penal, înseamnă că s-ar putea să ai o problemă la căpuț și atunci noi, statul român, nu te băgăm după gratii acolo, unde ți-e locul. Nu, te băgăm, te internăm frumos într-o clinică dintre asta, să vină psihiatrii la tine, psihologi, să faci tratament la căpuț, să-ți dea niște pastiluțe, să dea și... ca să-ți treacă, mă, treaba cu traficul de droguri. Ei bine, așa era și așa a făcut și așa a făcut și nea ăsta, Adriană, și-a lăsat barbă, că bărbi, bărbi, frate, toată viața lor numai bărbi ne-au dat familia Năstase. De când au intrat ei în politică, din 92 de atunci, când a fost el ministru, a fost ceva, ministru de externe sau un șef, după aia șef la Camera Deputaților, premieră, numai bărbi. Bărbi, în sfârșit și-au lăsat barbă oamenii și dacă tot ăștia de la PSD susțin în continuare că Adrian Năstase este nevinovat și este doar o victimă politică, n-ar fi cazul să-și lase toți barbă? Nu v-ar plăcea, de exemplu, să o vedeți pe Ecaterina Drunescu cu barbă? Sau pe Rovana Plumb cu barbă? Sau a noastră, pe Minodora Cliveti cu barbă? De ce nu? Care mai sunt la PSD? Uite, o doamnă de la PSD de aici, Bacău. Care? Nici nu, mă, nu le mai țin minte, uite-mă. Că doar le știam într-o perioadă. În fine, femei PSD Bacău, vă rog frumos, din toată inima, nesilite de nimeni, în sprijinul martirului Adrian Năstase, să vă lăsați cu toate barbă. Ca să fie treaba bună. Avem filmulețul de la Marian, îmi spune Andrei. Da, mă, știu că avem filmulețul de la Marian, care e foarte fain. Decât că n-am vorbit cu Marian, ca să putem. Da? Se poate? Da. Fiți atenți ce a făcut familia lui Marian, că s-au dus și ei pentru prima dată la Derdeluș, cred că pentru prima dată în viața lor, după cum au așa. Și Marian fiind în locul lui Andrei săptămâna trecută, Marian fiind un băiat fin, da, ce a zis? Bă, cum ar fi să fac eu mișto de familia mea și să protest totuși pe Facebook? Nu pe Facebook, cred că l-a pus. Filmulețul cu oamenii la Săniuș. Ia vedeți ce isprăve a făcut familia Bamboi mergând la Săniuș. Bagă, tată, filmul ca să ne râdem cu toții, ca să spun așa. Ia! Că auzi, că mă aud pe post. Foarte bine că mă aud pe post, mai comentăm aici. Putem opri filmul, că nu mai pică nimeni în cap. Dar am văzut că te apropiai destul de tare, dragă Marian, de mașină. Așa. Dar ați văzut ce prudent conducea Sania Marian? Cred că era soția, nu? Da, soția și fata. Soția nu prea le avea cu condusul, dar Marian, ați văzut, super det pe spate, frumos, elegant, pac, cu frână, cu dintr-alea, mișcare. Era să spun, era, da, era să spun că e un adevărat Schumacher, dar nu-i bine.
un adevărat Mickey Raikkonen. Dar oricum, la soția lui Marian s-a observat foarte... S-a observat faptul că Kimi... Ce Kimi? Kimi Raikkonen. Bine, bă, Kimi. Și eu, cum a zis, Mickey? Bine, frate, Mickey, Kimi, asta e. Mickey Raikkonen, ok. Deștept, bă, ăștia deștepți, mă, știi? Dar bine că știi tu, bă, de asta cu automobilism. Ați văzut totuși că soția lui Marian a protejat copilul în cădere. Deci așa se cade, dragi părinți, dacă mergeți la Săniuș cu copiii, mare, mare grijă cum picați după sanie. Că poate fi un ciot, că doar de aia s-au prins sania, s-au prins ceva, niște iarbă. Sau n-au uns tălpile cu dintr-aia, cu substanță dintr-aia, sau nești mai tare. Și ați văzut cum a sărit? Băi, instinctul matern, cred că a dat un pic picioarele în spate, ați văzut? Și cu mâinile așa, și a sărit peste, frumos, artistic. Nu contează, artistic. Important este să cadă bine, știi? Da, da, da. Deci important este să cazi bine. Copilul n-a avut nicio traumă, nimic. Doar decât că bănuiesc că a râs un pic, ca și noi, de altfel, de cred că s-a auzit, că eram cu microfonul deschis. Cred că s-a auzit și în studio. Oricum, foarte fani filmulețul și vă dați seama cam cât de sadic e Marian, că el s-a dus acasă, că a făcut filmarea, ce? Să-mi trimite, da, trimiteți filmulețe dintre astea, corect, uite. Trimiteți pe ionutavram22@yahoo.com, na. Sau pe redacția@rondonutv.bacau.ro. Trimiteți filmulețe dintre astea dacă ați chicat în cap pe la Săniuș. Sadic Marian, mă, deci s-a dus omul cu filmarea brută acasă, a și prelucrat-o un pic, că n-a dat-o așa. A prelucrat-o și a pus cerculetele cu super dead, adică să se vadă treabă, vedeți, deci eu, și după aia să râdă de nevastă sa. Ai să mănânci mâncare rece, cred, la faza asta, și oricum ai să mănânci mâncare rece, că ai fost de acord să o dăm pe post, minunea de ai făcut-o. În fine, dar foarte fain filmulețul și foarte distractiv, mi-a plăcut. Și apropo de chestii faine și distractive, a apărut deja un banc cu relu fenechiu de când a intrat în Pârnaie la Iași. Și spun ăștia de la Kamikaze că relu fenechiu a început deja să vândă scaune, mese, gratile din penitenciar ca să le vândă ca și noi. Ceea ce mi se pare absolut normal și că administrația penitenciarilor a decis să-l mute pe relu fenechiu de la penitenciarul din Iași. Decizia vine după ce liderul liberal, condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul transformator, a vopsit deja toate piesele metalice din centrul de detenție și începuse să dea semne de nerăbdare. Era tot mai agitat. O sursă din sistem are toate detaliile, îi dăm legătura. La început i-a fost mai greu, dar după aia s-a liniștit, s-a apucat de treabă. Schmirgel, grunt, vopsea și în 3 zile, pac-pac, a vopsit tot ce era parte metalică. Tot, mă, știi ce e aia? A început să ceară alte și alte fierătanii și atunci au decis să-l mute, nu cumva să se trezească naibii, ANP-ul, după ce a vopsit închisoarea, a și vândut-o drept pușcărie nouă. O să-i scadă din pedeapsă pentru serviciile prestate și la revedere. La cum lucrează, estimez că în 2 luni e liber. Să vedeți că ăsta o să vândă Pârnaia pe post de Pârnaie, pe post de Pârnaie dintre asta nouă. Așa, și pe final... Pentru că mă scoate... Ce am pățit eu astăzi? Astăzi eram cu minunatul meu cățel și mergeam foarte atent ca nu cumva să calc... Că știți că pe trotuare e un soi de... Pe unele trotuare, nu pe toate, dar pe alea din centru și pe zona centrală sunt ok. Dar prin zonele mai lăturalnice sunt unele trotuare în care e un amestec de zăpadă cu nisip sau pietricele dintre alea, cu sare și cu gheață pe dedesubt. Și au rămas așa niște... Ca în peșteră. Așa. Și trebuie să calci cu grijă. Și eu cum azi am fost cu cânele, ca deștept de altfel, na. Cu Adidas în picioare, cu ghete dintre astea Adidas, ghete sport. Eram foarte atent la picioare ca nu cumva să alunec, să trag și cânele după mine, cădem amândoi, trotuare înguste, caz capul în stradă, se întâmpla în naibii o tragedie și mă vedeați acum într-o cerculete negru și cu lumânărica în față, cu poza. Ei bine, băi, era să intru cu nasul, dar pe bune că m-am uitat, când am ridicat capul, am văzut un mare munte dintr-o ăsta de zăpadă, exact lângă, poate îl și iau totuși, că nu mai ninge de vreo 3 zile. Ce naibă, nu e operație pe creier, mă, asta cu dezăpezire. Pe undeva pe lângă asta, piață, într-o intersecție pe o străduță, pe un trotuar, Malder, frate, dar Malder, nu așa, dit, ai Malderul de zăpadă. Și era să, cum nu era matematică, eu mă uitam la picioare,
Când am ridicat ochii, mi-am dat seama că intru cu nasul în molderul celălalt de zăpadă. L-am și fotografiat de altfel. Și dintr-asta la aberația zilei, pe Times sau minunea zilei, cum vreți să spuneți, pe Times New Roman, după cum v-ați învățat, un român cățărat pe un morman de zăpadă din stația lui 113 spune că din vârf se vede marea. Nu știu dacă din vârful de la delușorul ăsta nostru de zăpadă din Bacău, de lângă piața centrală, se putea vedea marea, dar cu siguranță dacă te suiai pe malderul de zăpadă, că era destul de țăpănos, că e combinat și cu dintre alea bucăstari, cu siguranță puteai să vezi prețurile de la zarzavaturi, de la cartofi din piața centrală. Bă, eu zic că e momentul să-i strângem, totuși dacă na, că zic nu, nici nu mai ninge, nici nu prea mai e așa frig, deci treaba e bă, adică se poate, numai că n-am prea mai văzut utilaje dintre astea. În fine, poate, cine știe, cu ajutorul Dumnezeu, că nu, așa se numește, să dea Dumnezeu să nu fie mai rău, da? Și cu ajutorul Dumnezeu poate să face treaba bună, da, să sperăm. Ne revedem mâine, că mi-a zis băieții că e cam gata. Păi dacă e cam gata, ne vedem mâine, dragilor. La revedere!